Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră obișnuită de pe acum, de joi seara, STEM Live. Sunt dr. Bogdan Ivanescu, cofondator al băncii de celule STEMshore, creator al platformei medicale Dr. Mit și redactorul medical al revistei Știință și Tehnică, cea mai veche revistă de știință din România. Astăzi abordăm un subiect care este foarte important pentru utilizarea celulelor STEM recoltate la naștere, de ce este vital să separăm concentratul, proba de celule STEM recoltate la nașterea copiilor noștri. Această temă s-a născut prin acumularea de diverse întrebări. Ce este separarea celulară? Ce avantaje sau ce dezavantaje are? Cum impactează aceasta calitatea și rezultatul transplantului de celule STEM? Pe scurt, de ce să separăm o probă de celule STEM? Iar astăzi vom trece prin trei teme, vom aborda trei teme ca să ne fie clar care este avantajul și ce dezavantaje există în separarea celulară și ar trebui să înțelegem în primul rând ce conține o probă de sânge placentar sau sânge prelevat din cordonul umbilical. Care sunt pașii atunci când te pregătești pentru stocarea integrală a probei de celule STEM sau care sunt pașii atunci când faci separarea celulară, păstrezi o probă izolată, redusă ca dimensiune, și care sunt pașii înainte de transplantul de celule STEM. Însă înainte de a intra în această temă, vreau să vă fac mai clar o nouă direcție și o clarificare și o separare, o specializare a liniilor STEMshore, astfel încât avem mai multe celule prin care comunicăm. Una dintre ele este STEMINFO, este celula STEMshore prin care comunicăm informațiile importante pentru părinți și pentru medici. A doua este STEMLIFE, cea în care ne aflăm acum, cea în care ne întâlnim în filmări live cu voi, cu publicul nostru, cu cei care sunt interesați de acest domeniu al biotehnologiei. STEMCARE, care este propriu-zis celula ce se ocupă de recoltare, de separare, de eliberare și de transplant a celulelor STEM stocate de la copiii noștri. Și nu în ultimul rând, STEM UMANITAR. Este acea celulă a STEMshore care se ocupă de acțiunile de ajutorare. Cum ar fi Human to Human, în care anul trecut am dotat mai multe spitale cu mijloace de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2, sau cum este proiectul de plantare a câte unui copac pentru fiecare copil de la care recoltăm celule STEM la naștere, lucru care se întâmplă din anul 2010. Deci avem un deceniu de activitate de CSR, cum se numește Corporate Social Responsibility, de responsabilitate socială față de comunitatea care ne ajută să fim aici, să facem ceea ce facem și este frumos să întoarcem înapoi acest gest. Iar mai mult decât atâta, în luna februarie, urmăriți-ne pe platformele social media pentru că vom face ceva special și vom comunica începând cu luna februarie. Deci, stay tuned! Intrând în subiectul nostru de astăzi, pe care vreau să-l păstrez destul de scurt, pentru că vreau să fie suficient de concis, să fie pe un limbaj de înțeles și să vă fie foarte clar de ce este bine să se întâmple una sau alta legat de proba de celule STEM a copilului vostru. Prima întrebare, cum spuneam, vor fi trei teme pe care le vom aborda. Ce conține proba de sânge obținut din vasele cordonului umbilical? În primul rând, avem o cantitate de lichid roșiatic, roșu închis, care este compus din câteva elemente importante. Culoarea roșie este dată de hemoglobină. Hemoglobina este pigmentul care se găsește în hematii. Este acea substanță care captează oxigenul și oxigenează, hrănește cu acest oxigen țesuturile noastre. Deci avem hematii ce conțin hemoglobină. După care avem celulele albe, deci hematiile fiind celulele roșii. Avem celulele albe, celulele sistemului imun. Acestea, în primul rând, sunt leucocitele. Între aceste leucocite, hematii leucocite, avem o anumită specie de celule ale sistemului imun, care sunt celulele STEM. Deci este al treilea component. După care avem
cantitatea poate egală ca și greutate cu masa celulară, vorbim de plasmă. Plasma este acea substanță care, acel lichid în care plutesc, în care își duc viața aceste celule, celule albe și celule roșii. A doua temă pe care vreau să o abordez este ce se întâmplă, care sunt pașii atunci când ne apucăm să facem o stocare, dacă izolăm sau dacă criogenăm integral. Acum că vă este clar, discutând și aflând ce conține proba de sânge recoltată de la copil, despre cum s-a recoltat, am mai vorbit în alte întâlniri ale noastre, acum o avem adusă în bancă, vorbim de o pungă care conține până la 150 de mililitri de sânge. De lichid, acest lichid roșiatic care este alcătuit din plasme, celule roșii, celule albe și celule stem. Această cantitate, această pungă care are volumul maxim de până la 150 de mililitri, în medie, cel puțin pentru populația României, este umplută cam până la 60 de mililitri. Și nu numai a României, aceasta este statistica la nivel mondial. Nu se recoltează aproape niciodată cantitatea maximă de sânge, astfel încât punga să fie umplută până la 150 de mililitri. De aceea, în medie avem 60 de mililitri, de unde se naște și importanța, o fac o paralelă aici, o paranteză, și importanța cantității minime de sânge procesat de către bănci. Există bănci de celule stem care se angajează să facă demersurile și să proceseze probe de celule stem, probe de sânge care sunt mai mici de 20 de mililitri sau până la 20 de mililitri, sunt alte bănci de celule stem care se obligă să proceseze și probe foarte sărace, în jur de 10 mililitri de sânge. Este foarte important pentru că astfel puteți da o șansă prezervării, păstrării de celule stem. Deci, ideal, evident, ar fi să alegeți o soluție care să vă ofere șansa maximă de a vă păstra celulele stem. Este unul dintre criteriile despre care am vorbit noi mai de demult, de alegere a companiilor cu care vreți să lucrați, pe care vreți să le însărcinați, la rândul lor acum, cu procesarea și stocarea sângelui și celulelor stem ale copilului vostru. Revenind la ce se întâmplă înainte de criopreservare, de criogenare, avem două opțiuni. Aceea de a stoca proba integral sau cea de a separa celulele stem de restul masei de sânge. Stocarea integrală de sânge și de celule stem, cum se spune, este o practică veche, este una dintre primele, este de fapt prima formă de criopreservare, de păstrare a celulelor stem recoltate la naștere. De ce? Pentru că nu se cunoștea sau nu era tehnologia suficient de evoluată astfel încât să poți să separi celulele stem. Astfel încât din momentul în care știința și-a dat seama cât de importante sunt aceste celule stem hematopoietice, cele recoltate la naștere, primul lucru pe care l-a gândit a fost să le păstreze. Indiferent că sunt alături de sânge, de plasmă, să le păstreze. Astfel încât prima soluție tehnologică, tehnică, a fost de a criopreserva integral masa de sânge recoltată de la copil. Ca să faci această stocare, ai nevoie de o substanță care, prescurtat, se cheamă DMSO, care are un rol foarte important în această ecuație. Această substanță chimică învelește, acoperă, protejează leucocitele, astfel încât odată cu scăderea temperaturii probei de sânge, să nu se întâmple un fenomen despre care știți că se întâmplă atunci când vă uitați la apa uitată în mașină peste noapte, iarna. Țineți minte, veniți în mașină dimineața și găsiți sticla cu gheață în ea. Și ați văzut că gheața aia câteodată poate să capete diverse forme. E, chestiunea asta e mult mai gravă în cazul celulelor. De ce? Pentru că peretele celular este foarte moale. Și atunci apa din citoplasmă, lichidul acela, țineți minte, din liceu care se află în celule, riscă să acicularizeze, să devină, să facă ace de gheață. Acele de gheață vor rupe membrana celulară.
Și ruperea membranei celulare înseamnă moartea celulei. Asta înseamnă că dacă nu se face criopreservarea cu ajutorul DMSO-ului, nu vom avea celule viabile, celule vii, pentru că membranele lor vor fi rupte de cristalele de gheață formate în interiorul celulei. Și atunci, oamenii de știință, pentru că DMSO-ul este o foarte mare invenție, dacă, cronologic, noi nu puteam recolta celule stem din sângele cordonului umbilical și să le păstrăm pe vremuri, pentru că nu aveam cum să facem această criopreservare pe termen lung, pentru că nu se inventase DMSO. Când s-a inventat DMSO, am putut să facem criopreservarea, stocarea. Și am făcut stocarea integral a întregii cantități de sânge recoltată. Însă, aici avem un minus. DMSO, ca și antibioticele, ca și orice altă substanță străină organismului nostru, în cantități prea mari, poate fi nocivă. Și atunci când vrei să păstrezi o cantitate foarte mare de sânge, trebuie să adaugi o cantitate foarte mare de DMSO. Și în momentul în care te pregătești pentru transplant, sărind un pic la tema a treia pe care o vom aborda în câteva minute, va trebui sau te gândești că vei introduce în corpul, în organismul copilului, o cantitate prea mare din această substanță. Și în acest sens să iau niște măsuri pentru a reduce acest risc, pentru că într-adevăr există în continuare, există bănci puține, dar mai există companii care stochează integral și ce te faci trebuie cumva să încerci să dai o șansă probei respective să poată fi folosită. Și atunci există o tehnică care se folosește înainte de transplant. Pe de altă parte, a trece printr-un nou proces, o probă de celule stem, presupune un risc, doar ca să elimini un alt risc. O să vă zic imediat ce se face. Pe de altă parte, atunci când vorbim de separarea celulară de o probă izolată, celule stem izolate, vorbim de câțiva pași foarte importanți. Avem două variante de separare celulară, separare manuală sau separare automată, cum ar fi cu dispozitive SEPAX, există mai multe aparate de acest fel. Și există avantaje și dezavantaje. Foarte pe scurt, avantajele dispozitivelor SEPAX sunt legate de faptul că poți să folosești sau să faci un fel de fabrică, un fel de un rulaj foarte rapid al probelor. Dacă vorbim de, nu știu, zeci, sute de probe pe zi pe care trebuie să le procesezi, prefer să intri într-un sistem din acesta automatizat, în care doar bași pungile de sânge și îți iei mâinile de pe ele și ce iese la final este produsul separat, izolat, celulele stem izolate. Se folosește un flaucitometru, există tot felul de intervenții de domeniul spectrofotometriei, biochimiei, care toate adunate reușesc să facă această izolare. Pe de altă parte, izolarea manuală se adresează companiilor care nu au foarte multe probe de procesat. Iar ar putea să fie, pe de o parte te poți gândi că SEPAX-ul ar putea să fie mai scump pentru că este un sistem care presupune alte substanțe de adăugat sau alte dispozitive de folosit. Pe de altă parte te poți gândi că și izolarea manuală este foarte scumpă deoarece fiecare probă este procesată și gestionată de către unul dintre biologii angajați ai băncii de celule stem. E cam aceeași situație cu mașinile de lux. Una este să produci cu Volkswagen cu roboți și alta este să produci un Rolls-Royce folosind forță de lucru mână umană. Există motive pentru a folosi una și motive pentru a folosi alta. Băncile, de exemplu, publice, pentru că au cantități foarte, foarte mari, au ales să meargă și este logic să folosească dispozitivele de separare automată. Băncile private, care au cantități limitate de celule stem, de pungi de celule stem pe care trebuie să le proceseze, nefiind bănci publice, merg către partea de izolare manuală. Făcând o paranteză în cazul companiei noastre, noi folosim un mix între cele două, deoarece în final, după ce reușești să faci izolarea într-un mod cât mai automatizat, poți să vii cu ochiul uman și să faci verificarea vizuală sau cu ajutorul a diverse aparate de către un biolog. Iar biologul respectiv
poate să facă, cum spuneam în cazul nostru, separarea automată sub control uman, poate să decidă să mai treacă o probă printr-un proces automat, astfel încât să mulgă la maxim proba de celulele STEM aflate în aceasta și să concentreze și să izoleze și să păstreze numărul maxim de celule STEM viabile la care ne putem gândi legat de respectiva probă. Aceștia sunt pașii. În ambele cazuri este necesară și că vorbim de separare automată și separare manuală, centrifugarea este unul dintre procesele care este obligatoriu. Există argumente pe care le folosesc cei care au început stocarea integrală, precum că se pierd prin izolarea de celule STEM și prin această centrifugare se pierd celule STEM, celule prețioase. Veți vedea imediat cât de falsă este această afirmație, dar primul argument este faptul că la această centrifugare se pierd, dacă este să ne gândim că pierdem celule nucleate, adică celule altele decât hematiile, hematiile nu au nucleu, doar ca să reținem, pierdem granulocite, sunt celule care nu ne interesează. Și vizual, dacă ar fi să vă aflați într-un laborator de celule STEM, într-o bancă de celule STEM, în momentul acesta al procesării, al izolării celulare, ce veți vedea la final? Veți vedea o pungă care are o porțiune, jumătate din ea, mai mult de jumătate din ea, de fapt, este plasma, este un seropalescent, gălbui. Veți vedea o dungă foarte fină alburie și deasupra o masă întunecată. Ce avem? Plasma, cum ziceam, sus masa întunecată, vorbim de hematii. Și la mijloc se află leucocitele și celulele STEM, care sunt celulele care ne interesează, cele pe care dorim să le izolăm. Iar prin această centrifugare de care spuneam, legat datorită dimensiunii mici a granulocitelor și a modului în care se separă acestea sunt celulele pe care am putea să le pierdem. Ce se întâmplă mai departe, mergând către a treia temă, ce se întâmplă înainte de transplant? Păi haideți să ne uităm la o probă stocată integral și să ne uităm la o probă separată celular. Proba stocată integral. Există câteva motive pentru care niciodată, o probă de celule STEM stocată integral, o probă de sânge de cordon umbilical, nu va fi folosită integral într-un transplant. Pe scurt, băncile de celule STEM care stochează integral, de fapt, evită o etapă scumpă, foarte scumpă, din procesarea probei. Pentru că în spital sau banca, înainte să se elibereze către spital, depinde de protocolul folosit, proba va fi supusă unui proces de spălare. Deci proba, într-un fel sau altul, tot va trebui să ajungă la un fel de separare, de izolare de celule STEM. Pentru că nu poți introduce hematii în corpul primitorului. De ce? Există câteva motive foarte simple. La crioprezervare, hematiile nu rezistă. Și atunci ele mor. Când o celulă moare, înseamnă că membrana ei este ruptă și citoplasma cu toate organitele din interior se plimbă prin masa probei. Ai câteva probleme. Ai hemoglobina care se va plimba prin masă a probei și ai ceea ce se numește ghosts, fantome, ai pielițele, ai membranele de la hematii care se vor suprapune peste diverse celule nucleate, leucocite sau celule STEM. Odată vărsat conținutul citoplasmatic în pungă, acesta conține niște enzime. Enzimele astea numai bine nu fac celulelor STEM și restului de leucocite. Aceste enzime atacă la propriu celule STEM, le denudează suprafața celulară, taie receptor, taie integrine. Vă spun numele ce sunt aceste integrine. Sunt acele construcții de pe suprafața celulei prin care o celulă este recunoscută de mediul în care ajunge și cu ajutorul cărora comunică. Deci tai orice limbaj, orice formă de a comunica cu celulele din corpul pacientului care primește acest transplant.
Deci avem enzimele din citoplasma hematiilor care mor și enzimele atacă celulele stem. După care ai hemoglobina și acele fantome sau ghosts sau pielițele care au rămas de la pereții celulari. De ce ne deranjează? Ne deranjează pentru că atunci când vrei să folosești o probă stocată integral, cum spuneam, încă există, va trebui să faci această spălare, această izolare. Și când te pui la microscop ca să începi să lucrezi acest proces, hemoglobina îți va intra în câmpul, în ocular, în câmpul microscopului, câmpul ocularului, pielițele vor călări alte celule și tu încercând să izolezi, să separi celulele fără nucleu, anucleate, de cele nucleate, adică celulele stem și leucocitele, și vei avea senzația falsă că o îngrăunte de o bobiță de hemoglobină se suprapune peste o hematie care a mai rămas întreagă și vei crede că este celulă nucleată. Ei bine, ăsta este modul în care te păcălește o probă, conținutul unei probe care a fost stocată integral, astfel încât la final, în această spălare, vei ajunge să fie să lași celule anucleate, hematii, fie vei ajunge să îndepărtezi de frică, să nu-l bagi hematii în organismul pacientului, vei ajunge să pierzi celule nucleate, adică celule stem, ceea ce este exact inversul mesajului pe care băncile care stochează integral îl dau. Ei nu salvează, această soluție nu salvează de la pierdere celule stem, din potrivă, poate duce la o complicare a întregii povești. Și încă un, mai există două motive pentru care veți vedea că nu este agreată și în anumite condiții nu este permisă stocarea integrală în anumite țări. Ai un instrument de măsurare a calității probei de celule stem. Și anume se cheamă CFU, CFU, Colony Forming Units. Ai celule mononucleate. Am uitat de hematii, nu le mai luăm în considerare. Dar sunt aceste celule mononucleate vii sau moarte? Pentru că ea poate să fie indemnă, să aibă membrană, să aibă nucleu, dar să nu mai fie vie. N-a apucat încă liza celulară să ducă la degradarea ei și pare vie. De unde știm care celule sunt vii și care sunt moarte dacă toate seamănă? E, pentru asta se iau bucăți, probe, mostre, sample-uri de celule și se cresc. Se cresc în plăci petri, se cresc în anumite medii speciale. În momentul în care încerci să evaluezi acest potențial de colony forming units, dacă ai hemoglobină în câmpul ocular, dacă ai acele pielițe, acele membrane rupte care călăresc celulele mononucleate, vei fi indus în eroare atunci când le recoltezi și le utilizezi pentru a verifica cât de viabile sunt. Colony forming units, altfel spus, ca să nu, e ceva complicat, dar nu foarte complicat, de fapt, ce arată? Arată că o celulă sau mai multe celule într-un mediu care mimează organismul uman vor începe să producă colonii, adică se vor divide și vor produce câmpuri cu celule. Dacă se întâmplă chestiunea asta, înseamnă că proba a fost de calitate și că are un potențial foarte mare de a fi eficientă în transplant. Deci, astea sunt unele dintre argumentele științifice de laborator atunci când nu dorim să facem stocare integrală. Dar un alt argument foarte interesant este dacă vrei să faci un transplant, chiar și dacă îl faci pe self, autolog, a introduce hematii moarte sau rupte în organismul pacientului, chiar dacă este autolog, nu este un lucru sănătos. Ce te faci însă atunci când un frate sau o soră sau un părinte trebuie să folosească proba de celule stem și trebuie să o folosească în sensul în care se descoperă că HLA-ul, Human Leukocyte Antigen, are compatibilitate cu proba stocată. Adică fratele copilului de la care s-au recoltat celulele stem are nevoie pentru, nu știu, o leucemie sau pentru un alt tip de afecțiune care este tratabilă cu celulele stem, are nevoie de a utiliza această probă. O probă stocată integral va conține hematii. HLA
faptul că este compatibil frate cu frate nu spune și nu este necesar, din fericire, ca cei doi să aibă aceeași grupă de sânge. Dar, dacă fratele are AB4 și celălalt are 0, sau invers, de, hai să zicem, două grupe alta decât 0, că 0 este compatibilă cu oricine, dacă unul dintre ei are o grupă și altul are o altă grupă de sânge, nu vei putea face acest transplant. De ce? Pentru că deși HLA se potrivește, sunt compatibili, nu sunt compatibili din punctul de vedere al grupei de sânge. Și ce s-a întâmplat, pentru că totuși vreau să vă fie clar care este problema legată de autotransplant, de transplantul autolog al probelor stocate integral, spălarea obligatorie înainte de transplant se face și pentru că pe la începuturi s-au făcut transplanturi cu probe stocate integral și aceste pieriți, aceste membrane rupte au dus la blocaj renal. Fiind foarte fine, foarte subțiri, ajung la nivel glomerular, în nefron, și îl blochează și duce la blocaj renal. Cei de la Human Tissue Authority din Marea Britanie fac afirmații legate de nerecomandarea utilizării probelor stocate integral, făcând referire la risc și la istoric letal. Deci probabil că undeva în istoria transplantelor de celule stem au existat pacienți care au decedat din motive legate de utilizarea de probe stocate integral. Ce se întâmplă când folosim pentru transplant o probă care a fost separată, care a fost ale cărei celule stem au fost izolate? Ei bine, proba ca și în primul caz se dezgheață, ambele probe se dezgheață, însă proba care a fost separată celular nu mai trebuie să treacă prin alte procese complicate, cum e cel pe care l-am povestit mai devreme. Ea este diluată într-o soluție obișnuită și este perfuzată pacientului. Risc minimal, viteză de reacție, poți verifica dacă apar CFU-uri, Colony Forming Units, ai risc zero legat de incompatibilitate de grupă sanguină, viabilitatea celulelor care au fost stocate este maximă pentru că nu au existat enzime eliberate din burta hematiilor atunci când au murit la începerea criopreservării. Sunt o sumedenie de motive care favorizează aceasta. Iar ceea ce este poate și mai important este faptul că autoritățile, organismele care certifică și care standardizează aceste utilizări de celule stem în transplanturi, cum este JC, și știți foarte bine deja că noi suntem singurii aici în România al căror produs este acreditat, este procesat într-o bancă care deține această autorizație, această acreditare JC. Cei de la FACT este un alt organism care certifică și autorizează transplantul și procesarea special de celule stem. Organizația cea mai importantă din Statele Unite, care se numește Bone Marrow Donor Program, programul de donatorilor de celule stem din măduvă osoasă. Transplantul de măduvă, după cum țineți minte, este tot un transplant de celule stem. Toți aceștia nu recomandă prezervarea de celule stem împreună cu hematii, adică stocarea integrală. Dar ce este cel mai important, și cu aceasta voi închide această alocuțiune și întâlnirea noastră, este ce este mai important este că FDA, Food and Drug Administration, din Statele Unite, care este organismul ce autorizează vaccinurile, FDA este cel care a dat dreptul de utilizare sau e cel care dă dreptul de utilizare al vaccinurilor în Statele Unite și după care se iau toate celelalte organisme internaționale, inclusiv EMA, European Medicine Agency, FDA nu autorizează, nu acreditează nicio bancă de celule stem pe teritoriul Statelor Unite dacă aceasta folosește tehnica de stocare integrală. Cu aceste informații, sper că nu au fost foarte de specialitate și că am reușit să vă
desenez și să vă pictez o imagine cât mai clară a ceea ce se întâmplă cu celulele STEM de la recoltare până la utilizare, vă las, urmăriți-ne, în februarie vom avea ceva foarte interesant de comunicat, urmăriți-ne pe social media. Mă bucur că ne-am revăzut, sunt Dr. Bogdan Ivănescu și ne revedem data viitoare. Dacă avem întrebări, uite, avem, o să răspund unei întrebări care este venită de pe canalul de YouTube al Dr. Mit. Domnule doctor, fiul meu are autism și vreau să-i fac tratament cu cele STEM. Este bun acest tratament? Cum se realizează? România este la această oră a treia țară, este într-un grup foarte select de țări care derulează studii clinice folosind celule STEM hematopoietice recoltate la naștere în mod autolog, adică de la el pentru el însuși, de la acel copil pentru el însuși, astfel încât să reușim să ameliorăm, dacă nu să vindecăm, tulburările de spectru autist. Am început în urmă cu 2 ani de zile acest studiu în România împreună cu un spital privat și avem până acum câteva rezultate foarte frumoase, chiar care au depășit în unele cazuri așteptările noastre. Colegii noștri de la Regina Maria au iarăși un asemenea caz, un copil care a fost tratat la Duke University din Statele Unite, unde a început acest studiu clinic și de unde am preluat această formulă de studiu și am importat-o aici în România și rezultatele sunt excepționale. Întrebarea pe care aș avea-o către dumneavoastră este dacă are celule STEM recoltate la naștere. În situația în care le are, puteți intra pe site-ul drmit.ro sau pe site-ul stemsure.ro, căutați articolul, pagina care se referă la tratamentul autismului cu cele STEM și aveți posibilitatea să vă înscrieți copilul în acest studiu clinic, veți fi contactată și vom face demersurile pentru a beneficia de așa ceva. În situația în care, din păcate, nu are cele STEM recoltate la naștere, ne gândim ca în următorii ani, probabil în următorii 2 ani, să deschidem o linie nouă de studiu clinic în care să facem transplanturi alogenice cu celule STEM recoltate la naștere. Pe de altă parte, rezultatele unui transplant alogenic, adică de la un donator înrudit sau compatibil, sunt mai puțin spectaculoase decât cele obținute în urma unui transplant autolog. Deci de aceea, dacă are celule STEM stocate la naștere, este excepțional și recomandați și altora, acum că aveți această experiență, recomandați-le și altora să facă recoltarea de celule STEM la naștere. Am destui prieteni, grupul meu personal de prieteni, destui, sunt vreo 2 sau 3 cazuri care au copii cu această, care prezintă această tulburare. Din fericire, fiind această conjunctură și având acces direct la mine, au reușit să beneficieze de recomandările mele și într-unul dintre cazuri veți afla din presă despre acest caz, probabil că în luna martie, la începutul lunii martie, unul dintre prietenii mei va beneficia, copilului va beneficia de acest transplant cu celule STEM. Cam, vă felicit că sunteți așa de promptă, mi-ați răspuns deja că nu are celule STEM recoltate la naștere. Atunci va trebui să așteptăm pentru România un timp de și am văzut că ați scris aici legat de străinătate. Există în afară studii clinice, într-adevăr, pentru transplanturi cu celule STEM în mod alogenic. Este cu cât vă grăbiți mai cât vă grăbiți și cu cât reușiți să faceți un asemenea transplant, dacă se vor găsi celule STEM compatibile pentru el însuși, cu atât mai bine, pentru că rezultatele cele mai bune în tratarea autismului cu celule STEM hematopoietice se obțin între 3 și 7 ani de zile. După 7 ani de zile se pare că modificările la nivel cerebral sunt suficient de împământenite, astfel încât să
masa cerebrală suficient de matură încât să nu mai poată fi afectată în sens pozitiv de aceste celule STEM. Și, am înțeles, iarăși ultima intervenție, copilul este, scrie, fanul emisiunii Dr. Mit îmi scrie că copilul este născut în Austria, atunci este foarte bine să că va avea acces probabil la băncile publice care există în Austria. Statele civilizate au bănci publice de celule STEM. Statele civilizate recunosc importanța celor STEM și oferă acest serviciu în mod gratuit publicului. Cam aceasta este ceea ce am avut de împărtășit cu voi în această seară. Urmăriți-mă pe STEMshore, pe Dr. Mit, citiți revista Știință și Tehnică și ne revedem la o proximă întâlnire STEM Live aici. Seară frumoasă vă doresc!